Doamnelor, domnilor, fanaticilor, bună dimineața! Chiar că e bună, da? Chiar că e bună. O fi plouând afară, dar chiar că e o dimineață extraordinară pentru întreg fotbalul românesc. Bună dimineața și bine ați revenit la o ediție specială de Fanatic Superliga. O ediție pe care puteți să o urmăriți live și în exclusivitate pe site-ul www.fanatic.ro. Iar tot astăzi de la ora 17.30, pentru cei care n-ați apucat să o vedeți sau care vreți să o reurmăriți, să o revedeți, o aveți înregistrată integral în premieră astăzi la ora 17.30 pe canalul de YouTube Fanatic.ro și pe pagina mea de Facebook Horia Ivanovici. În primul și în primul rând, ca orice emisiune care se respectă, nu? Că și Național are sponsor, că fără sponsor ați văzut, nu sunt sponsor de unde focuri de artificii, de unde șampanii, de unde bucurie. Mulțumim sponsorilor emisiunii care sunt și astăzi alături de noi. Superbet, sponsorul principal al emisiunii, Superbet, liderul industriei de gambling, de pariuri din România, și cei care sunt întotdeauna alături de noi aici la Fanatic. Facem echipă bună la Fanatic. Și la fel mulțumim Aqua Carpatica, sponsorul premium al emisiunii noastre. Parcă băuseră Aqua Carpatica băieții aseară, iar elvețienii, nu știu, ceva de la ei de acolo, dar cred că și la ape, credeți-mă, suntem peste ei, așa cum s-a întâmplat aseară când am fost una peste alta, peste Naționala Elveției, iar asta chiar sună foarte bine pentru viitor. Felicitări încă o dată băieților, felicitări lui Edi, felicitări tricolorilor, jucătorilor, staffului, felicitări lui Răzvan Burleanu, felicitări tuturor celor care au pus umărul de la mic la mare, nu contează cât, la acest succes foarte mare al fotbalului românesc și pe care l-așteptam cu nesați, poate și de asta îl mărim și îl facem istoric și așa mai departe. Poate nu e neapărat istoric, dar pentru noi, cei care l-am prins, poate să fie și istoric. Știți cum e? Hai să ne bucurăm până la urmă că despre asta este vorba. Și eu cred că și Edi Ordănescu și Național ar trebui să mulțumesc și criticilor. Oamenilor care au criticat, oamenilor care i-au tras de mânecă, oamenilor care uneori au exagerat, au sărit calul, care au fost dur, dar eu cred că și aceia au contribuit foarte mult la acest succes fantastic al Naționalei. Vedem poze de la marea bucurie de ieri. Am fost și eu pe stadion împreună cu familie. A fost absolut superb. Am luat o decizie excelentă. Am fost extrem de inspirat și m-am bucurat împreună cu peste 50.000 de oameni și cu milioane de români de acest succes și de victorie și de locul 1 în grupă. Cine ar fi crezut? Haideți să vedem invitații. Avem o ediție lungă, o ediție specială. Mihai Stoichiță, unul dintre artizanii acestei calificări, directorul tehnic al Federației Române de Fotbal și, bineînțeles, unul dintre analiștii de aici, de la Fanatic. Salut, Mihai, felicitări și bine ai venit! Bună dimineața, mulțumesc frumos, da? Bună dimineața! Toată lumea merită felicitări. Eu toți... v-am felicitat pe toți. Ce să mai fac? Să o mai iau de la capăt? Nu, sau nu ai fost toată atent? Toată lumea, nu numai da? Noi. Dar nu v-au dat la Beautiful să mâncați azi noapte, de mănânci covrigii? Păi covrigii-s de la tine. Uite, frate, deci fii atent. Mănânc, fii atent. Deci are laptopul, mi-a luat toți covrigii. De ce mă, nu v-a dat? N-ați avut meniu? Nu, e la vrăjeală cu covrigii. Ați avut... Auzi, Horia, ce? Nu mănâncă covrigii, laptopul mănâncă, știi că... Nu mănâncă, dar ce mă, nu? Ați avut pe cartelă, pe rație, aseară? Mâncarea la Beautiful, la petrecere? Nu, dragul meu, n-am mâncat la dimineață și te mănc un covrig. Care e problema? Înțeles, da. Păi, dar bine, dar ia și tu un covrig, trei, nu, i-ai luat trei covrigi. Ce n-ai, bă, mă? Unul singur, dar la un partid, ca să vezi tu că-s trei. M-auzi? Richelieu cu vorbele la el, că acum a fost o viață întreagă. Mihai, o să vorbim pentru că într-o oră, o oră jumate ți o să-ți dăm drumul, că am înțeles că Burleanu v-a chemat la ședință de strategie. De dimineață așa? Da. Păi plouă, n-ai văzut că plouă? Domnul președinte, plouă. Și mi-a zis domnul Stoichiță dacă se poate să o transmit în direct, că dacă s-ar putea să nu fie neapărat azi ședința, sau poate mai târziu dacă sunteți bun la suflet. Deci, da, trebuie să mă duc. Păi știu. După 12 pleacă să închise și zic, dar ce s-a întâmplat? Hai, de ce te duci? Te duci cu familia? Nu, zice, avem ședință de strategie cu domnul Burleanu. Am început să râd ca prostul când l-am auzit.
găsit. Zic, ce aveți, mă? Hai că vin și eu ca să ne zicem emisiunea. Zice, ne-a chemat la ședință de strategie. Căci da, că e pe el. Mai zic una, nu stai să-i prezint pe toți. A, da, Flori Gardoș, care dacă îl vedeți, e numai un zâmbet. Păi, dacă mâine are nevoie de prezentare, Gardoș cu Adrian. Da, da, deci numai un zâmbet. Florin Gardoș a fost și el la mesa lui Florin și bine ai venit. Și Cobra Ilie, Adilie, la fel te salut, Adi, și mă bucur că suntem alături și că putem să mai ne și bucurăm, să vorbim și de lucruri bune în fotbal rom. E un eveniment special pentru România, calificarea echipei naționale și o așteptam de mult cu toți. Da. Felicitări tuturor. Și vreau să mai spun, vreau să vă mai spun ceva pe lângă victorie, pe lângă faptul că i-am bătut pe aroganții ăștia. Îngânfații ăștia, mă uitam la fața aia lui Murat, așa, murăturică, cum îi zice, Nița așa îi zice, murăturică, îi zice lui Murat. Știi, mamă, erau terminații, erau așa, scrâșneau din dis, ne-au felicitat, ce să facă. Asta e, mamă, ce mi-a plăcut, că le-am dat-o la aroganții ăștia. Da? Nu te pun să comentezi nimic, știu că gândești ca mine, dar bineînțeles, Mihai, n-ai cum să spui lucrurile astea. Așa, puneți camera pe el, că face câte 1000 de cuvinte, nu mai trebuie niciun discurs. Zâmbetul pe care l-a avut. Poate traduc ăștia ce spune. Nu știu, o să zic că nu o să, că ai zis tu asta, mai înțeles? Da. Știi că știi cum dar se face. Vreau să mai subliniez un lucru. Oameni buni, felicitări Federației, felicitări lui Răzvan Burleanu, președintelui, așa, care a dovedit din nou aseară că nu se pricepe, adevărul că nu prea se pricepe om. Așa, cea mai frumoasă festivitate pe care o am văzut-o în ultimii ani în fotbalul românesc, o festivitate demnă și eu am și vorbit azi dimineață cu președintele Federației, că nu știți bine că eu am fost întotdeauna un susținător al lui Burleanu aici în emisiune, așa, bineînțeles, a făcut și lucruri bune, poate uneori n-a făcut numai lucruri bune, dar în mod sigur n-a făcut-o că n-a vrut, n-a avut nicio intenție, că știi cum e, numai cine nu muncește din greu, nu greșește. Dar i-am spus și lui azi dimineață și vă spun și vouă, o festivitate demnă de finala de Champions League. A fost una dintre cele mai frumoase festivități pe care eu am văzut-o în fotbalul românesc. Mi-a crescut așa inima, ca să zic așa, că sunt român, da? Și am simțit iară mândria aia că suntem noi ai noștri, suntem puternici și avem o națională ca lumea și avem și, iată, imagini fantastice cu care să ne mândrim. Îi spun asta în direct și lui Răzvan Burleanu și echipei sale, felicitări, da? Nu știu cât s-o pricepe Burleanu, nu s-o pricepe Burleanu, dar până una alta, cred că imagine vorbesc mai mult decât mii de critici sau ce s-a mai întâmplat în ultimii ani. O festivitate demnă de finala Champions League, care a încântat nu doar de pe cei de pe stadion, ci milioane de români. Bravo, felicitări! Și să decaleze puțin ședința de la ora 12. A, da, domn președinte, dacă se poate ședința aia de strategie. Bun, vreau să vedem, înainte să vorbim și să comentăm acest moment extraordinar pentru fotbalul românesc, haide să vedem imaginile bucuriei, imaginile video, da? Cum s-au bucurat băieții noștri după una dintre cele mai importante victorii din ultimii ani ale naționalei, 1-0 cu Elveția, și după cel mai bun meci din aceste 10 partide pe care băieții lui Edi Ordănescu l-au făcut.